Deschidem scriptura la Psalmul 138 și citim câteva versete. Psalmul 138. Te laud din toată inima când te laudele tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat mai îmbărbătat și mai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele guritale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Amin. Vă invit să vă reașezați. Sfârșitul de an este un moment special și începutul lui. E un moment în care se fac bilanțuri, se privește în urmă, se numără Se fac analize, statistici, dar totodată ne uităm și înainte, ne facem planuri, strategii, proiecte și totodată se fac și promisiuni. Se întocmesc acele angajamente, ne luăm angajamente. Și în această seară vreau să răspundem la câteva întrebări: vis-a-vis -vis de promisiuni, este greșit să faci promisiuni? Este bine să faci promisiuni? Și voi continua cu întrebările, pentru că în foarte multe lucruri trebuie să punem în acest mod întrebările. Este obligatoriu să faci promisiuni sau este interzis să faci promisiuni? De multe ori avem întrebări de genul acesta și trebuie să ne întrebăm dacă ceva este interzis, dacă ceva este obligatoriu, dacă ceva este lăsat la atitudinea noastră, este opțiunea noastră, este ceva opțional, sau este ceva obligatoriu, sau este ceva interzis. Ce se întâmplă dacă faci promisiuni și nu le respecti? Ești un mincinos, nu? Adică Minte, nu doar cel care spune că albul e negru, da? Minte și cel care spune că face ceva și nu mai face. E o minciune trăită. Și atunci, care este soluția? Să nu faci promisiuni. Dar și aici este un risc. Ce se întâmplă dacă nu faci promisiuni? Ești un laș și un om lipsit de caracter. Ci s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. Ci s-a mărit faima. Și părerile sunt împărțite. Unii zic un, alții zic alta. Putem face promisiuni, nu putem face promisiuni, e bine să facem, nu e bine să facem. Trebuie să lăsăm totul așa cumva la voia întâmplării. Ce o fi, o fi, nu spunem nimic. Dacă Domnul ne ajută, dacă o fi, dacă s-a întâmplat, bine. Aș vrea, prin Cuvântul lui Dumnezeu, să putem în ziua aceasta să vedem câteva lucruri importante legate de promisiuni, și în urma acestui Cuvânt să putem face promisiuni, să ne putem lua angajamente și, dacă e cazul, să ne putem schimba viața. Doamne, ajută-ne! De la cine am putea învăța, totuși? Pentru că v-am spus, păririle oamenilor sunt împărțite, părerile predicatorilor sunt împărțite. Și s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. Stau și mă întreb că oricum și noi avem o faimă, faimă, o onoare, un nume despre noi care este amplificat. Și îmi pun întrebarea dacă vis-a-vis -vis de Domnul, faima lui s-a mărit prin faptul că el își onorează, își respectă cuvântul, dar promisiunile făcute. I s-a mărit faima prin asta. Și noi suntem faimoși. Dar acum problema este, sau răspunsul la această întrebare care este. Suntem faimoși prin ce? Suntem faimoși prin faptul că nu facem promisiuni niciodată, că le evităm totdeauna. Totdeauna vorbim, vedem, ne mai gândim, mai analizăm și noi nu promitem. Nu promit nimic. Suntem faimoși prin faptul că promitem și nu ne ținem de cuvânt. Unii sunt faimoși la capitolul acesta, au faimă de tale internațională. E păcat de multe ori să auzi chiar predicatori și aud, din păcate, oameni care, vă dați seama, trebuie să vină să predice la biserică. El îți promite, vine, face, se implică și nici deci nu mai răspunde la telefon. Și unora li s-a dus faima prin neîmplinirea unor astfel de promisiuni. Ce ar trebui să facem? Nouă, prin ce ni se duce faima? Că ne împlinim, ne onorăm promisiunile, că nu le facem, că le evităm, care ar fi strategia noastră? Eu cred că cel mai bine ar fi astăzi, în seara aceasta, să învățăm de la Dumnezeu. Pentru că El este Profesorul Suprem. De la El putem învăța lecții de viață cel mai ușor, cel mai bine. Cum lucrează Dumnezeu? Cum lucrează Dumnezeu? Și uitându-ne la El, putem să învățăm de la El. Ce face Dumnezeu? Ce spuneți? Dumnezeu face promisiuni. A făcut Dumnezeu promisiuni? Își onorează Dumnezeu promisiunile? Îi pare rău lui Dumnezeu de promisiunile făcute? Își ia Domnul vorba înapoi? Sau dacă a spus un lucru, îl face, se ține de el. Așadar, haideți să învățăm de la Dumnezeu ce înseamnă să facem promisiuni și cum ar trebui să ne raportăm la promisiuni. În primul rând, este o onoare să te gândești la promisiuni. Faptul că te gândești, faptul că ești la un început de an și te gândești deja, faptul că e în calcul. Deja, mai simplu fapt că spui, totuși, ar trebui să. Hai să fiu atent, măcar să mă gândesc, măcar să. Să văd ce se poate face, deja este o onoare. Să te gândești la promisiuni. Asta arată că ești grijuliu, ești atent, ești prevăzător. Asta înseamnă că îți pui întrebări cu privire la viața ta, ce ai de făcut? Spuneam aseară că Dumnezeu a planificat, totul este planificat, programat. Ei bine, vreau să vă șochez în seara asta, din păcate, din păcate, în multe biserici, în multe inimi, Funcționează te teoria Big Ben-ului. Știți ce este Big Ben-ul, da? Atei cam asta spun. Totul a apărut așa, o explozie. Nu, nu există un creator, nu există un plan, o minte, nu există un program, nimic. Bum! Și-a apărut. Dintr-o mulțime, 500 de oameni, bum, explodează, apare unul la învon. N-a citit Biblia niciodată, dar aici, bum, dintr-o dată, predică extraordinar. La pian apare unul care n-a făcut o oră de muzică, dar cântă mai ceva ca cel mai bun pianist. Și totul e așa, un big band, totul Bum! Ei nu se întâmplă asta. La Dumnezeu nu funcționează cu big band. În spatele tuturor există un creator, există o minte, un program. Cel mai mare programator este Dumnezeu. Eu mai știu cârcotași care spun, noi nu avem program, noi avem slujbă, că la slujbă face Duhul Sfânt, noi nu știm nimic. Ce urmează? Nu știm, frate, ce-o da Domnul. Dar Domnul când dă, dă după un program, după un plan, după un proiect, după un program. Nu ne place cuvântul program? E păi, bine, nu ne place de Dumnezeu. Dumnezeu nu mai după program. La El, El nu întârzie o secundă. Dumnezeu nu întârzie o secundă. La el totul este calculat, programat, spus dinainte. Nu există întâmplare. La Dumnezeu nu există termenul întâmplare. Hai să vedem. Așa a ieșit. Eu am vrut altceva, dar asta e. N-am putut să fac mai mult. Este onoare să te gândești la promisiune. Asta arată că ești convins, ești determinat, ești hotărât să te implici. Faptul că te gândești, faptul că e în calcul. Hai să fac eu niște promisiuni. Hai să mă gândesc să schimb ceva. Deja arată despre tine, este o onoare. Ci s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinților tale. În al doilea rând, este o mare onoare să faci promisiuni. E bine să te gândești. E bine să iei în calcul. E bine deja să ai inițiativă. Dar apoi, aceste promisiuni trebuie comunicate, transmise, expuse. Trebuie să iei martori. Când se făcea o promisiune, trebuia să spui, eu martur, Dumnezeu a spus, eu martor, cerul, pământul, adică să afle toată lumea, că n-am ce ascunde. Noi de multe ori spunem, și din păcate a existat, poate mai există încă teologia asta, eu auzeam de multe ori, spunea unii cam așa, săptămâna asta e o zi de post, dar nu zic când să n afle că după aia am de lucru cu el, așa, numai mă fac, știi, dar să, să, nu afli cumva că eu postesc vreau să fac eu un bine, dar nu spun că nu cumva diavolul să-mi pună piedici da, eu mă pocăiesc, totul e în inima nu spun nimic ca nu cumva să am probleme nu cumva să mă fac și unii uh, spun doar în inima mea m-am hotărât în inima mea și nu spun, Biblia spune foarte clar, mai ales vis-a-vis -vis de a urma pe Domnul, cea mai mare promisiune, cel mai mare angajament, cel mai mare legământ, cea mai mare juruință pe care poți o faci, este să spui, vreau să-L urmez pe Domnul. Și dăm voie să spun, astăzi este bine dacă în gândul tău ce ai pus acest, acest angajament, e foarte bine, dar dăm voie să spun că dacă gura ta nu-L mărturisește, este aproape egal cu zero aproape egal cu zero. Am vrut, da. Următorul pas, ceea ce îți dă biruința asupra diavolului, este tocmai mărturisirea cu gura, ca ai mărturisit. Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credință din inima și prin mărturisire cu gura se capătă de se să ajunge la mântuire. Deci este o mare onoare să faci promisiuni. Gândește-te în seara asta la promisiuni, dar apoi rostește cu gura ta. Nu lăsa promisiunile undeva în inimă, ascunse, să nu le afle nimeni. Dacă o fi, dacă toate se vor potrivi, poate se vor împlini. Nu. Rostește. Fă promisiunile. E angajament înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că îți pasă de alții, de problemele lor și că vrei să colaborezi. Comunici și îți pui martor că lucrurile sunt luate în serios. Îți asumi gândurile și planurile. Trei, Este cea mai mare onoare să împlinești promisiunile. Faptul că te gândești la promisiuni, că le iei în calcul, faptul că vorbești cu gura e foarte bine, dar nu e suficient. Trebuie să împlinești. Pentru că dacă nu le împlinești, e mai rău. Și aici e problema, de asta mulți evită. Și vom citi apoi câteva versete, o să mă ajute frații apoi cu versetele, dar când îți împlinești, îți onorezi promisiunile, înseamnă în primul rând că îți pasă de tine. Îți pasă de caracterul tău, de numele tău. Știi că... Așa, așa mergea vorba altă dată. Onoare, pe cuvântul meu, pe onoarea mea. E onoarea ta. Dacă ești un om neserios, pui ora 9 și se face 10, asta e onoarea. Atâta obrază ai tu, atâta nume, atâta demnitate, asta e. Nu, nu poți, nu poți pretinde mai mult. E vorba de tine, de respectul tău de tine însuți, de persoană. Tu te respecti pe tine însuți. Când tu îți onorezi o promisiune, te respecti pe tine. Când tu ești punctual, te respecti pe tine. Când nu ești, nu te respecti. atâta este respectul tău. Cât respecti cuvântul tău, cât respecti promisiunile tale, atâta te respecti pe tine. Atâta respect ai tu față de tine. De aceea Dumnezeu, pentru că se respectă pe sine, are această, întotdeauna această prioritate în a-și împlini făgăduințele, a-și împlini Promisiunile. Ce pot să spun? E că nu poți face ceva dacă nu te gândești și dacă nu -ți vorbești despre asta, nu-ți propui și dacă nu promiți. Adică, sunt cele două extreme. Pe de-o parte, unii spun, nu promit ca să nu am obligații. Ei, e foarte bine, sunt de acord. Nu promiți, ei, nu promiți, știi ce înseamnă asta pentru mine? Că nu faci nimic. Șanse de reușită zero. Pentru că nici nu ți-ai propus, nici n-ai promis, tu n-ai nicio obligație. Deci, ce vei face? Zero. Zero virgulă. Mai dăm o șansă, poate. Dacă promiți și nu împlinești, ești zero barat. Unde? Unde? Unde ar trebui să ne poziționăm noi? Eu cred că cel mai bine este să ne gândim serios, să luăm angajamente facem promisiuni și ne ținem de ele. Dumnezeu să ne ajute. Haideți să citim câteva versete. Psalmul 76 cu 11. Psalmul 76 cu 11. Faceți jurințe Domnului Dumnezeului vostru și împliniți-vă. Împliniți-le. Faceți jurințe. Eu, nu știu, poruncă, îndemn, luați-o cum vreți. Obligație. Faceți jurințe în Domnului și împliniți-le. Deuteronom 23 cu 21 și 22, capitolul 23, Deuteronom, versetele 21 și 22. Dacă faci o jurință Domnului Dumnezeului tău, să nu pregeți, adică să nu întârzi, să nu pregeți, să nu stai în dubii, să nu stai în cum, oare da, oare nu. Nu, ai făcut să nu pregeți, să o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău îți va cere socoteală și te vei face vinovat de un păcat. Dacă te ferești să faci o jurință, nu faci un păcat. Dar o să vedem noi ce înseamnă jurință și promisiunea, pentru că e o diferență. Eclesiastul 5, versetele 4 și 5. Dacă ai făcut o jurință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, nu întârzia, căci lui nu-i plac cei fără minte. Asta înseamnă un om care promite și nu face. Unul fără minte. De aceea împlinește jurința pe care ai făcut-o. Mai, deci, mai, mai bine să nu faci nicio jurință decât să faci o jurință și să o împlinești. Deci care sunt concluziile? mai bine să nu faci nicio jurință și ai terminat. Dar care e diferența între juruință și promisiune? Jurința are de a face cu Dumnezeu juruință are de a face cu Dumnezeu. Vă dau un exemplu simplu, Iacov se roagă, n-are nimic, spune, Doamne, n-am nimic, fug de acasă, n-am niciun viitor, nicio perspectivă, te rog să fii cu mine și dacă vei fi cu mine, promit că fac și eu ceva, adică mi iau și eu angajamentul, suntem împreună lucrători, orice contract are două părți, bun, care sunt obligațiile, care sunt responsabilitățile, mă înțelegeți, când eu vreau cu Dumnezeu, eu n-am nicio obligație, eu să nu am nicio obligație, să nu am nimic de făcut. Dumnezeu să facă El totul, El să pregătească predic, eu nu am nimic de studiat, El să pregătească acolo cântări, har, să-mi dea ce vrea El, dar eu nu, nimic, să nu, am nicio obligație. Cam asta este atitudinea omului care nu vrea să facă nicio jurință. Adică un fel de leneș, un fel de laș. Totul pe seama lui Dumnezeu. Eu nimic. Juruința este atunci când îți propui ceva sfânt, are de a face direct cu Dumnezeu. Doamne, dacă vei fi cu mine, îmi vei da pâine, îmi vei da haine, mă vei ocroti, mă vei păzi. Uite, eu promit, iau angajamentul, jur înaintea ta că voi da zecea parte din tot ce îmi vei da și locul acesta va deveni Betel, casa ta va fi un loc special pentru mine, pentru istoria vieții mele, pentru amintirea mea. Pun aici un semn ca să nu uit și când voi mai veni pe aici, voi ști că acesta este locul în care m-a ascultat Dumnezeu și nu o să le vid, nu o să mă fac, mă doare capul, când să ajung acolo, stai că mă doare capul, trec, mă... am uitat. Nu, va fi locul sfânt după 20 de ani când se întoarce, el se întoarce acolo și spune, acesta este locul, nu uit de unde am plecat, nu uit când n-aveam nimic, nu uit că am făcut o jurință lui Dumnezeu și de aceea mă întorc aici la Dumnezeu cu mulțumire. Asta înseamnă să faci o jurință vis-a-vis -vis de Dumnezeu. Ei, promisiunile sunt promisiuni între oameni. Promit că mâine la ora 9 sunt aici. E o promisiune. Îi promit soției tale că îi aduci flori. Îi promiți, co promiți copiilor tăi că faci ceva. Oricum, de astea, oricât ai vrea să scapi, nu vei scăpa niciodată. De aceea, de unele poți mai bine să nu faci nicio jurință, poți înaintea lui Dumnezeu să nu faci nicio jurință, să nu te implici, să nu ți iei niciun angajament. Foarte bine. Dar ne întoarcem la Psalmul 50 cu versetul 15. Vă place numărul de telefon al lui Dumnezeu, da? Am citit Psalmul 20, cheamă-mă în ziua cazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Mergem mai departe. Versetul 16. Dumnezeu zice însă celui rău ce tot înșiri tu legile mele și a în gură legământul meu când urăști urăși mustrările mele și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Dar continuă psalmul spunea, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește și cel ce împlinește juruințele a face juruinți, nu uitați că e un pact pe care îl faci cu Dumnezeu, e o responsabilitate, ceva pe care tu îl pui acolo și ne amintim de Iefta, ne amintim de alți oameni care au ajuns la un moment dat să se roage și rugăciunea însoțită de juruință are un alt impact. De asta eu nu vă spun astăzi să fugiți de promisiuni, nu fugiți de promisiuni, dar dacă le-ai făcut, dacă le-ai făcut, respectă dar însă, dăm voie să spun că dacă fugi de promisiuni, nu realizezi dacă nu-ți propui. Nu realizezi. S-a citit Psalmul 20. Și Psalmul 20 scoate în evidență acest aspect. Da, putem citi versetele, acele că sunt destul de frumoase. Versetul 4. Să-ți dea ce ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Planuri îți propui ceva. Când n-ai niciun plan, unde mergi? E ca la navigator. Dă-mi o adresă. Pune o adresă, pune ceva. Mergem spre, spre nicăieri. Asta e viața multor creștini. Pe navigatorul vieții lor este adresa numită nicăieri. O adresă imprecisă. O adresă inexactă. Ei n-au un punct, n-au nimic. care e proiectul tău? care e planul tău? Pentru anul 2023, care sunt planurile tale? Care sunt dorințele tale? Nu au nimic. Ce a dat, domnul? Big bang, boom, a explodat. Poate se întâmplă ceva. Și de ce nu mulțumim? Pentru că noi nu ne-am ne rugat, noi n-am făcut niciun plan. De ce să te bucuri dacă tu n-ai niciun plan? Tu n-ai bifat nimic. Anul 2022 mi-am făcut multe planuri, și pot să spun la sfârșit de an, da, pentru că am o rubrică cu rugăciuni, cu cere, cu planuri și mă uit și văd multe, Dumnezeu le-am primit și pot flutura steagul. Dar dacă n-ai niciun plan, n-ai nicio luptă, n-ai niciun proiect, n-ai nimic, ce steag? La întâmplare. Doamne, asta e, eu n-am nimic. Nu fă promisiuni în grabă, nu te grăbi. Asumă-ți responsabilitățile pe care le ai, oricum, și dacă promiți și dacă nu promiți, obligații avem oricum, responsabilități avem oricum. Așa că n-are rost să spui, a, eu nu promit nimic. Ca și cum dacă tu astăzi nu promiți că vei fi sfânt, ești scutit de obligativitatea de a fi sfânt. Și dacă promiți și dacă nu promiți, tu trebuie să fii sfânt. Dacă vrei să ajungi în ciar. Și dacă promiți și dacă nu promiți, tu trebuie să fii născut din nou dacă vrei să intri în cear. Adică, înțelegeți cum, cum ar trebui să sune în mintea noastră această fugă de responsabilitate? Nu, eu nu promit ca să n-am nicio obligație. Păi și dacă nu promiți, obligație oricum o ai. Obligație oricum o ai. Deci trebuie să te gândești că nu putem uh, fugi, așa cum se întâmplă la cina Domnului. Și de multe ori spun, același lucru se întâmplă la cina Domnului. Ne cercetăm, dar decât să o iau în chip nevrednic, mai bine noi iau. Și dacă noi iei, ce faci? Ajunge în rai că noi iei? Nu, nu, deloc. Tu singur recunoști că nu ești vrednic să intri în rai. Tu singur spui, mulțumesc, eu mă dau înapoi, nici măcar, nici măcar nu mă gândesc să intru pe poarta raiului, nici măcar nu mă prezint acolo. Cam asta înseamnă. Un examen la care îmi dau seama că nu sunt nu pregătit, nici nu mă prezint la examen. Asta e. Cum vrei să iei examen când tu nici nu te prezinți măcar? Crezi că dacă tu eviți cina Domnului, ai scăpa, lasă, că ești eu pe alții, decât să mă duc acolo și să mă trăznească Dumnezeu, mai bine băgă și am plecat. N-ai rezolvat nimic. Tu singur te-ai autoexclus. La fel și cu jurințele, să nu credeți că nu promit nimic, nu fac niciun plan, n-am niciun proiect, nu iau nicio inițiativă, niciun angajament, las că trece viața pe lângă mine. Implică pe Domnul în promisiunile tale, implică-l pe Domnul, folosește condiționalul dacă va vrea Domnul. Asta ce înseamnă? Asta nu înseamnă că Domnul trebuie să le fac. Ce să spui? Dacă va vrea Domnul, eu mă voi duce, eu mă voi implica, eu voi face, eu, eu voi ajuta, eu voi face, dar cu Domnul, cu El, dacă va vrea El, dacă mă va ajuta El, cu ajutorul Domnului, cu harul Lui, prin harul Lui. De aceea închei, spunând trei lucruri esențiale vis-a-vis -vis de promisiuni. Gândește-te la promisiuni reale, posibile, concrete. Nu ceva, voi promite să fiu mai sfânt, voi promite să fiu mai bun. Asta nu e reală. Ceva real, ceva concret, ceva posibil, ceva care poți să faci. Nu poți să promiți, dau un milion de euro. Că n-ai de unde? Promisiuni reale. Uită-te ce poți face, care să fie pe măsura puterilor tale. De asta spunea, să nu te pripești, să nu spui, eu, ce o să fac eu? nu știu ce o să faci tu, dar gândește la ce poți să faci cu adevărat, la promisiuni reale. Doi, gândește-te la promisiuni măsurabile, ceva care să măsori. Nu să spui, o să fiu mai sfânt. Cu ce măsurăm? Mai sfânt. Ai un termen de comparație? De unde să știu că tu ești mai sfânt anul ăsta ca celălalt? O să fiu mai bun. Cum? Promisiuni măsurabile când Iacov a spus a zecea parte, da, putea măsura, putea număra. Când spui, voi veni totdeauna la casa Domnului, poți bifa, sunt 54 de duminici într-un an. Și bifează duminică de duminică, la câte vii, sunt două programe pe duminică, bifează la câte vii, sunt 54 de zile de joi, bifează la câte vii, și atunci e ceva măsurabil. Doamne, vreau cu ajutorul tău să nu lipsesc nicio duminică. Și să spui, și bifez, și vezi, ai făcut, n-ai făcut ceva măsurabil. Ca așa, voi fi mai prezent, voi fi mai bun, voi fi mai implicat, voi fi mai. Nu. Ia ceva măsurabil. Mă voi ruga de trei ori pe zi. Voi citi un salm în fiecare zi. Voi vorbi măcar unui om în fiecare zi despre tine. Ceva măsurabil. Ceva care să pot spune am făcut sau n-am făcut. Ceva care poate a fi apoi la sfârșit de an, face un bilanț. Nu doar mi se pare mie că anul ăsta a fost ceva mai bine. Nu. Să numeri roadele. a fost sau n-a fost? Câte capitole ai citit? Câți bolnavi ai vizitat? Câte văduri ai ajutat? Pentru câți orfani ai întins mână de ajutor, câți bani ai pus la coletă, câți bani ai dat, să fie totul măsurabil. În termeni cantitativ să poți evalua, că dacă nu poți evalua, n-ai cum să spui apoi că ai fost mai bun, a fost mai bun anul, ai fost mai bun tu sau nu. Dar apoi, gândește-te la promisiuni necesare. Adică să fie utile, să fie ceva necesar. E nevoie sau nu? Nu fac promisiuni de care nimeni nu are nevoie, lucruri de care nimeni nu are nevoie. Asta înseamnă când te implici să fie acolo unde este nevoie de tine, nevoie de intervenția ta, nevoie de promisiunile tale. Putem astăzi să învățăm de la Domnul, Domnul face promisiuni și Domnul se ține de ele. Domnul nu fuge de promisiuni. Făgăduințele lui spunea Petru sunt nespus de mari și scumpe. Dumnezeu promite, El este credincios. Gândiți-vă întotdeauna când vă gândiți la credincioșia lui Dumnezeu, asta înseamnă credincioșie. Faptul că spune un lucru și se ține de el. Nu contează că tu ești cu braț sau fără obraz. El spune, am promis că îți dau, îți dau. Dumnezeu nu-și a vorba înapoi. Dumnezeu spune, asta voi face. Și de aceea El este un Dumnezeu credincios. Pare absurd, nu? Dumnezeu este credincios. El este credincios cuvântului Lui. Tu ești credincios cuvântului tău, promisiunilor tale. Și nu uita, faptul că nu iei nicio inițiativă, nu faci nicio promisiune, nu ți iei niciun angajament, nu înseamnă că ești scutit, că tu ești bine și mergi pe drumul cel bun. Asta înseamnă că ești doar un laș, un om care totul e big ben în viața asta să vedem ce o să se întâmple. Dacă o să fie ocazie și dacă o să fie bine, o să vin la adunare. Dacă nu, asta e că eu nu mi-am propus să vin. Dacă o să am timp și dacă nu știu cum o să se întâmple, o să citesc Biblia. Dacă nu, asta e, n-am promis nimic, n-am nicio obligație. Nu promit să dau niciun ban pentru că asta, dacă o fi să, așa, ce știu o să câștig eu undeva ceva, poate, poate. Nu. Iați angajamente. Fă promisiuni înaintea lui Dumnezeu. Fă promisiuni reale, concrete, promisiuni măsurabile și promisiuni utile, necesare, de care să fie nevoie. Și făcând astfel, vei fi binecuvântat de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu știe să binecuvinteze și să răsplătească. Haideți să ne ridicăm, să ne rugăm, să mulțumim Domnului și poate în mintea ta. Au fost răscolite gândurile tale, promisiunile tale, cele pe care le-ai făcut, cele la care ar putea să fie pentru anul acesta, dar făți proiecte, făți planuri pentru anul 2023. Gândește-te la ele, pune-le înaintea lui Dumnezeu, poți să le scrii undeva, poți să le comunici, poți să le... O fată, dacă era nemăritată și făcea o jurință, o promisiune, trebuia să orice jurință la căsătorie să spună eu am jurința asta înaintea Domnului. Dacă și Mirie le spunea sunt de acord cu promisiunea asta, mergea mai departe dacă nu era anulată. Comunică jurințele, promisiunile tale și încearcă, încearcă să construiești viața ta altfel, împreună cu Dumnezeu și nu uita că Dumnezeu este cel mai bun programator. El știe să planifice, El știe să programeze. La el nu este nimic lăsat la voia întâmplării. Nu e lăsat să vedem cum o fi. Și la el totul este calculat. Și bine ar fi și noi să spunem, Doamne, pun în mâinile tale viața mea și vreau după planul tău, care e deja făcut. Tu ai pregătit totul. De aceea vreau și eu să fac voia ta.